Schimbăm registrul. Astăzi începe testarea standardizată în peste 200 de școli, un proiect pilot al Ministerului Educației. Primii care vor susține testarea sunt elevii claselor a 3-a, a 5-a și a 6-a din școlile alese de minister. Primul test este la matematică. Testarea standardizată se va desfășura în timpul orelor de curs în perioada 30 mai-8 iunie pentru elevii de clasele primare și pentru cei de gimnaziu.